ASEA Târgu Mureș a reușit o victorie în ultimele minute pe teren propriu în fața celor de la Concordia Chiajna. Bruno Martins de la ASEA, intrat pe teren în minutul 79, prinde un șut excelent din interiorul careului și îl învinge pe Matache. În faza următoare, Bumba insistă la o minge, centrează în careu de unde Amauri înscrie fără probleme. ASEA Târgu Mureș, Concordia Chiajna 2-0. Echipa lui Adrian Falub reușește astfel 4 etape fără înfrângere și ajunge pe locul 4 în clasament cu 8 puncte acumulate. ASEA Târgu Mureș a înregistrat o nouă victorie în campionatul Ligii 1 la fotbal și reușește să fie neînvinsă după 4 etape. Ba chiar, după succesul înregistrat pe teren propriu în fața celor de la Concordia Chiajna, ajunge pe locul 4 în clasament cu 8 puncte acumulate. Confruntarea din cadrul celei de-a 4-a etape cu cei de la Chiajna a avut loc duminică, 17 august, de la ora 17. A fost debut cu gol pentru brazilianul Bruno Martins de Jesus, aflat la primul joc pentru ASEA după accidentarea suferită înaintea cantonamentului din Marea Britanie. Partida n-a fost lipsită de evenimente. În minutul 24, Relcic de la Concordia a suferit o accidentare gravă, fiind nevoie de intervenția echipajului Smord. În urma unui contact cu un jucător de la ASEA, acesta a căzut pe mâna stângă, fiind transportat la spital pentru investigații. În minutele de prelungire ale primei reprize, Bagarici de la Oaspeți vede al doilea cartonaș galben și este eliminat de pe teren. În repriza secundă se restabilește egalitatea numerică, Gabi Mureșan primind al doilea galben după un hands la centrul terenului. Mai întâi, în minutul 90, Bruno Martins pătrunde în suprafața de pedeapsă și înscrie cu un șut la colțul lung, 1-0. Victoria avea să fie sigură peste numai un minut. Centrare Bumba și reluare simplă marcă Amauri, 2-0. O victorie muncită, dar meritată pentru ASEA, spun reprezentanții clubului. Echipa lui Falub se bucură de 4 etape fără înfrângere și un loc 4 în clasament. În etapa viitoare, roșalbaștrii vor juca în deplasare cu FC Brașov, sâmbătă 23 august, începând cu ora 18.